Salut, prieteni! Astăzi ne pregătim pentru o aventură specială. Știți ce anotimp a venit? Da, ați ghicit. E toamna, sezonul frunzelor colorate și al dovlecilor. Știați că toamna este ca un artist care pictează frunzele copacilor în roșu, galben, portocaliu și maro? E ca un curcubeu pe pământ. Happy! Dar știți de ce se schimbă culorile frunzelor? Frunzele sunt verzi vara pentru că au clorofilă, care le ajută să facă hrană din lumina soarelui. Dar când zilele devin mai scurte și mai reci, copacii se pregătesc de iarnă și clorofila începe să dispară. Așa că vedem acele frumoase culori ascunse. Toamna nu e doar despre frunze colorate. E și timpul când fermierii culeg roadele pământului. Să vedem ce fructe și legume delicioase ne aduce toamna. Avem dovleci mari și rotunzi, mere crocante și suculente, porumb dulce și struguri parfumați. Ce bunătăți! Și știți ce altceva mai este distractiv toamna? Toate activitățile speciale. Puteți face plimbări prin păduri, aduna frunze, sculpta dovleci sau chiar merge la cules de mere. Toamna e perfectă pentru a te bucura de natură și de toate aceste activități speciale. Și să nu uităm de Halloween. Este o sărbătoare plină de costume, dulciuri și decoruri înfricoșătoare, dar amuzante. Toamna aduce și alte sărbători, ca Ziua Recunoștinței, unde suntem recunoscători pentru toate lucrurile bune din viața noastră. Așadar, prieteni, toamna este un anotimp minunat, plin de culori, bunătăți și distracție. Sper că v-a plăcut să descoperiți toate aceste lucruri despre toamnă. Să ne bucurăm de fiecare frunză căzută și de fiecare zi răcoroasă. Nu uitați să dați un like și să vă abonați pentru mai multe aventuri. Să aveți o toamnă minunată!